O minoră de 13 ani, dată dispărută de tatăl său, a fost găsită de polițiști într-un lan de porum, dea fără și nevătămată. Un bărbat din Gâlgău al Mașului a sesizat în seara zilei de 26 iunie, în jurul orei 23, poliția pe numărul unic de urgență 112, relatând faptul că fica sa în vârstă de 13 ani a plecat de acasă în jurul orei 18 și nu s-a mai întors la domiciliu. Maria Cristia, reprezentantul biroului de presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș, a declarat că în urma căutărilor efectuate de polițiști, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarm Sălaș, minorul a fost găsit în data de 27 iunie, în jurul orei 16. Într-un land de porumb din localitate. Potrivit Mariei Cristia, aceasta a fost găsită în condiții de sănătate bune și încredințată tatălui, nefiind victima unor infracțiuni sau alte fapte penale.